PNL Argeș solicită Consiliului Județean să construiască și să amplaseze în piața Vasile Milea din Pitești două busturi reprezentându-i pe luptătorii anticomuniști Elisabeta Rizea și Toma Arnăuțoiu. În acest sens, Marius Postelnicescu a depus un proiect de hotărâre din partea consilierilor județeni ai PNL. Vine în ceea ce ne-am dorit cu toții să aducem în memoria colectivă numele a două mari personalități care au luptat împotriva comuniștilor, care s-au jertfit și au murit pentru binele cetățenilor din județul Argeș și din România. Știm foarte bine că Elisabeta Rizea, născută la Nucșoara, ea și familia ei au fost implicate activ în a susține mișcarea pe care a inițiat-o Toma Arnăuțoiu și gruparea sa numită Haiducii Mușelui, atunci când, începând cu 1948, au ținut rezistența securității și organelor de partid comuniste. Locotenentul Toma Arnăuțoiu este cel care s-a născut pe 14 februarie 1921 în Nucșoara, județul Mușel, și a murit la Jilava în 1959. El a fost subordonat, ca să spun așa, colonelului Gheorghe Arsenescu și au avut acea activitate memorabilă, cea mai importantă mișcare din Europa de rezistență a regimului comunist în perioada 1949-1953.